Negraru a precizat că există suspiciuni de aranjament în cazul a 48 de întâlniri din primele trei eșaloane din România. Să recunoască este primul lucru pe care îl cerem de la ei. Noi avem capacitatea necesară să strângem alte probe. Nu poate exista o motivație de ordin financiar. Nu poți cumpăra cinstea unui fotbalist. Putem să le garantăm că ceea ce s-a întâmplat cu Marius Postolache nu se va mai repeta. Sunt în momentul de față 48 de meciuri în privința cărora noi avem indicii că ar fi fost trucate. Aceste 48 de meciuri acoperă 3 ligi din România. Ca obiectiv personal, sper ca undeva spre sfârșitul anului să putem înainta un prim set de probe care să arate că aceste meciuri au fost trucate. Lucrurile acestea durează destul de mult. Nu poți face o analiză într-o lună. Sunt anchete care au durat și 5 ani, a afirmat Negraru citat de Mediafax. Președintele Pandurilor, Eugen Pârvulescu, a fost suspendat pe o perioadă de 3 luni de la șefia clubului printr-o decizie a membrilor adunării generale a acționarilor. Referitor la situația domnului Pârvulescu, am intrat în contact cu membrii adunării generale a grupării Pandurii Târgu Jiu, le-am solicitat câteva documente și în perioada imediat următoare vom trece la discuții cu jucătorii. Am avut o serie de discuții cu domnul Pârvulescu, urmează să ne întâlnim și cu cei de la Pandurii, a adăugat Negraru. El a precizat că există o stare continuă de suspiciune în ceea ce privește meciurile din Liga 1, unele partide din finalul campionatului atrăgându-i atenția. Președintele CS Pandurii Târgu Jiu, Eugen Pârvulescu, a fost suspendat la 29 aprilie, 3 luni din funcție de adunarea generală a acționarilor, fiind suspectat de aranjarea meciului de pe teren propriu pierdut cu scorul de 0-1 cu Universitatea Cluj din etapa a 17-a a Ligii 1.